Revista Vasiova este doar una dintre expresiile creative ale lui Petru Encoveti Oance, cel care este cunoscut în tot Banatul sub numele de Tata Oancea. Tata Oancea a fost un personaj, o personalitate care, pe lângă faptul că era autodidact și a învățat foarte multe lucruri citind, avea un contact permanent cu lumea din jurul său, pentru că atunci când împrăștia revista lui Vasiova, se întâlnea cu oameni de diferite categorii sociale, de diferite profesii și pregătiri și avea contactul, așa cum spuneam, permanent cu realitatea. Tata Oancea s-a născut în anul 1881 la Vasiova și a scris peste 2500 de versuri, 250 de schițe și 28 de nuvele. Prin creațiile sale a reușit să surprindă esența spiritualității bănățene.